Dacă e luni, înseamnă că nu e marți. Și în emisiunea noastră tonică urmează prima rubrică gândită și creată în Arșița Verii special pentru animalul din tine, Tonic Pet. Ce frumos dă din codiță sigla. Înainte să invităm candidații acestei săptămâni în platoul nostru, vreau neapărat să vă împărtășesc câteva filme drăguțe pe care le-am primit pe Facebook și nu numai, pe site și cu care ne mândrim. La plasă le-am primit. Da? Primul film ni-l prezintă pe Coco, informaticianul. Hai să vedem. Fă un pic din picioare așa să văd. Uite-l pe Coco. Un nou concept. Mouse pasăre. Fii atent, zice, e plin de virus, e plin de troieni. Oare ce-o fi? Vorbește păcet cu o prepeliță? Ce face? Uite cum îl agită. Foarte frumos. Informatician. Ăsta e cel mai mare hacker din Coteț. Și sta rupe normele. Da? Cine n-are papagali, să fie. Iar cine nu are păsărică, calea turzii. Urmează un Snoopy autohton, iubitor de sine, un patruped narcisist, alături de alter ego-ul lui din oglindă. Ia să vedem. Băi, eu m-am spălat pe dinți azi dimineață. Ce frumos. Foarte fain. Cu ce m-am dat? Cu canin? Foarte frumos. Da. Până și câinii s-aranjează când ies. Dragi bărbați, nu vrem să fim moralizatori, dar până și câinii a văzut că se aranjează înainte să plece în oraș. Numai că noi bărbații n-avem timp să aranjăm, pentru că este tot timpul o prezență feminină în jurul nostru, care atunci când este gata, după puțin timp, 4-5 ore, zice, no, merem. Al treilea film este un film cu o piziguță. Ia să vedem cum se destinde Peanut. Peanut. Foarte frumoasă. Uite-o, pă. Ce are acolo? O ceapă roșie? Ceapa! Îi place. Oare nu o confundă stăpânii cu mocheta de acolo? Că e... Înseamnă să te-a pus. Cred că e o jucă. Despodobește mama Bradu să se joace pisica. Foarte bine. Marius, ce da. Faci? Cui tragi ochii, nu? Rog-o pe Adelina să ne prezinte o situație. Ce eu faci? Pot să o rog pe Adelina, dar m-am gândit că vrei tu să faci chestia asta, nu vreau să-ți iau vorba din gură. Eu atât am rugat-o de mă dor genunchi. Bine, Adelina, te rog frumos, prezintă situația, da? Situația la ce, măi băieți? La ce vrei tu? Normal, ca de obicei, femeile trebuie să facă tot. Da, deci am avut data trecută, doi concurenți. Noroc! Mulțumesc! Am avut pe cățelușa Sasha și pe dihorița Joy. Să vedem cum stăm cu punctajul. Pentru a vedea care merge mai departe. Cățelușa, Nicule, mă ajut? Da, Sasha ajut. Are da. Câte puncte? Să nu zici că numai tu faci toată da, treaba normal, în platou. Apropo, emisiunea. Și becul ăla trebuie să-l mai reglezi. Da, că da. Ce se mă face mai... Așa. Cățelușa Sasha, 231 de voturi. În timp ce dihorița Joy are doar... Cu părere de rău pentru sora mea albă, Joy 92. I'm sorry. Oricum o prezență. Pentru premiul de 1000 de euro se califică Sasha. Orice film aveți cu animalul dumneavoastră favorit, biped, patruped, îl încărcați pe www.tonicshow.ro, Tonic cu capa de la Oana Roman,
Și la secțiunea tonic pet, vedeți, buffering, da, știți voi că le știți. Competiție, intrați în platou, ne batem cu un Dihor, cu un Skongs, cu Marius, cu oricine, 1000 de euro și de 1000 de euro. Bă, lua... Ești alergic la ceva animal de totușești? A, la clăpar, bun. Primul invitat, primul candidat, Tonic Pet, din ediția de astăzi, care a început cu precizia unui satelit lansat de români, este papagalul Pițiche. Papagalul... Bună seara! Bună seara! Nu... Stați un pic. Noemi, dragă, nu era vorba să aduci un papagal? El este papagalul Pițiche. Pițiche, papagalul Pițiche, vă rugăm, luați-mă cu stediu, da? Papa... Ce rasă este, Noemi? Hai la noi, Noemi, nu-ți fie frică, Iliescu este pică. Este Agapornis. Agaporn? Sau cum? Agapornis. Agapornis, un nume predestinat, că l-am văzut ce face cu perna. Hai, te rog, și ia loc. Nu mai putem vedea filmulețul ăla odată în când ne norocește Pițiche o pernă. Hai să-l vedem, Pițiche. Nu bate stare că e micuț oricum, e din rasă bociană. Fiți atenți, Noemi, te rog să te uiți în monitor. Când a făcut chestia asta, Noemi? Cum l-ai surprins făcând așa ceva, Noemi? E programul lui aproape din fiecare zi. Viață de pașă! Uite-l ce se... Serios, da, nu-i ofer și o parteneră cu pene. Bine, și asta are pene, dar înăuntru. Ne gândim la varianta să-i cumpărăm o pereche. Ce? O pereche de blugi. Ce etate are? Bine, te-am găsit. Ce vârstă are Pițiche? Pițiche a împlinit 2 ani în septembrie. Are 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate, tot. Și era tot așa de mic la cumpărare sau? Da, deci așa da, rămâne. Ăștia nu cresc mai? Nu. Dar și e foarte frumos, e foarte tonic. Eu îl văd așa. Îi dăm o pernă să vedem dacă aici așa. Nu cred că funcționează. A, nu-i după 12. Eu dacă ne-o lasă gravidă. Și am văzut că ai pus aici grăunțe. Ce consumă el să fie așa tonic? Mănâncă mei amestecat cu floarea soarelui. Mei cu... Deci se da. Ține relativ ușor. Nu... Și vorbește gureș așa? Povestește, acum e un pic nervos, cred că de aceea țipă un pic mai tare, dar de obicei e destul de liniștit. Pițiche. E un pic băut. Ești nervos, Pițiche? A? Pițiche. E nervos. Uite ce zice, așa târziu m-ați băgat în emisiune. Aha. Să fie rușine, e de acord. Acum. Vorbește și un cuvânt, de exemplu, cum vorbește Marius, așa, coerent. Nu, încearcă să imite Pițiche și când îi zici ce să tacă din gură, să nu mai strige, atunci ne imită. Șt! Extraordinar! Șt! Avem și un gibol aici. Pițiche! Să știi că acum făcând și eu am doi din spogingie, i-am rezolvat și dușul pe o săptămână. Foarte frumos. Și cam cât costă asta? Văd că e 4 ori 4 full option de iarnă. Aveți cauciucuri de iarnă la... Da. Da. Cât costă între... Are stativ această colivie. Da. Și o colivie din aceasta costă exact 316 lei. Lei. 316 da. Lei cu prima matriculare. Cu sigur tot că și, da. Da. Și întreținerea lui cam cât costă? Pe noi ne costă foarte puțin întreținerea lui, deoarece mănâncă foarte multe, foarte puține semințe. Mănâncă foarte multe fructe, legume. Da, nu-l duceți la meciuri, că acolo ar consuma semințe. Nu. Fructe de care? Kiwi îi place foarte mult. Eu cred că ești pretențios. Ce noi am dat și nu o să-i dăm niciodată este avocado.
Avocado este toxic pentru toți papagalii. Ați auzit, băieți? Fără... Mâncați și voi o banană, o vânătă. Usturoi mănâncă? Usturoi. Nu. Numai când e Sfântul Andrei. Alte animale mai poseda sau numai acest unicat prototip? Mai am doi peruși. Doi peruși? Da. Aia peruși? Pereche. Pereche. Aia sunt bărligați și ăsta e gelos. Nu prea e gelos, nu. Nu. Perușii sunt aproape tot timpul închiși în colivie. El umblă și prin... Și el toată ziua este liber, da. E adevărat că bea cafea? Seara se culcă doar în colivie. Marius, ce ai zis? Nu. E adevărat că bea cafea? Da. Cafea? Și da. Vicios papagal, mă! Da. Are un obicei de a gusta orice există în orice pahar. Drept pentru care, aproape în fiecare cameră, avem câte un pahar cu apă. Da. De îi fapt, face ce... să bea direct din pahar. Ce mă mir eu că bea cafea dacă face ce face cu perna, mai trebuie să și fumeze. Și cum îl prindeți ca să readuceți în habitatul lui natural dacă se plimbă prin casă? Ce faceți? Aveți o plasă, se așează pe umeri? E foarte prietenos. Se așează pe umeri. De exemplu, după masă trage un pui de somn. Are programul lui. Are tabieturile. Dacă mama se uită după masă la televizor, el trage un pui de somn. Se uită la tonic, nu mama? Sigur că da. Sâmbăta. Da. Am înțeles că el reacționează așa, ca și un câine de pază. Da, atunci când vine cineva străin la noi, parcă latră. Să vină cineva, Adelina, hai. De aceea face și acum. Hai să vedem dacă latră. Pentru că nu e în locul lui. Adelina, vezi că e vicios. Adelina, hai să zicem că vrei să-i deschizi cușca. Latră sau? Poate te prinde de deget. Bagul. Vezi că n-am asigurare bună, deci îți zic de pe acum. Ce ai tu? Protejează-te, Adelina. Aolo, mamă, să nu-mi scăpăm, lasă-mă. Pițicheș, Adelina. O să vezi tu când crești mare cum sunt fetele, ai grijă. Uite, dă-i. Nu îndrăznesc, nu-l iei, nu-l scoți tu puțin. Să vedem așa, dacă ne apropiem de el, ce se întâmplă. Latră, dar latră ca un bișon. Scoate-l tu puțin și vedem dacă ne apropiem de el, ce se întâmplă. Unde să-l scoți în decorul ăsta, nu-l mai recunosc. Aduceți aici doi bodyguards, ce fă? Uite ce frumos. Eu nu îndrăznesc. Nu. Acum. Nu că e periculos cât e de mic, uitați-vă la el. Asta e papagalul din rasa Bocensis fâlfâlus. Numai că e verde, nu e portocaliu. E foarte. Tu ține-l și tu în mână. Dar nu, că mă din rasa Supăitus excesivus. Mă ciupește. Deci, serios, n-ai văzut ce-o făcut? Poate se dă la mine. Dacă te confundă cu perna. Păi, da-ți dai seama. Nu. Dar așa-i de frumos. Dei și tu ceva, un fruct, o plantă, o ghindă, o măslină. Nu vrea. Din mână nu vrea. Hai mă că-s cu aftershave. Ce fac? Ioi, că mă ia! Ioi! Tonic! Wow. Tu vezi cum m-a compost atât de aici? Serios, bă, ce? Nici eu nu te-am mușcat așa de tare. If I make aviara gripa. Cu siguranță nu. E vaccinat, are vaccin? Da. Pedigriul lui provine din... Are de toate. Are... Cât de mic poate fi ou? Sau nu iese din ouă? Ba da. Cât ouăle sunt foarte, foarte mici. Ouăle? Wow! Da. Dar el nu face ouă. El nu face ouă. Își face ochiuri. Acum eu vreau să iau un interviu lui Pițiche, nu? Să vedem de ce e cel mai tonic animal. Te rog frumos să-mi dai asta și o să... Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne aflăm în direct la Tonic Pet, unde în dreapta stângii mele se află Pițiche, the one, the only, cel mai frumos papagal care a poposit aici după Toboșar. Am dorit să-l întreb. Pițiche, văd că ești foarte tonic. Ai venit la noi în emisiune ca să-ți prezinți penele. Uită-te, te rog, la camera 3. Ești tonic sau nu? Și dacă nu, de ce? Și dacă da, vorbește aici. Fii atent că le iau prin încă. Preia-l cu Steady. Îl iau pe Steady. Ești tonic, da? Nu mai pot să... Yo! Deci Bruce Lee era mic copil. Bruce Lee, ești extra... Fii atent, cu cei 1000 de euro pe care o să-i câștigi, ce o să faci?
Când o să-i câștigi, dacă îi câștigi? Dacă, if. Numai atâta? Hai că poți, mă, pițiche. 1.000 de euro. Îi spargi. Deci a zis că vreau o mașină, vreau o mașină. Eu ce să zic? Așa, așa papagal să tot ai, nu consuma mult, este tonic, latră și te și mușcă. Marius, ai legătura. Nu uitați, intrați pe www.tonicshow.ro la secțiunea Tonic Pet și înscrieți-vă filmulețul cu animăluțul vostru preferat. Mai multe după un prompt. Nu uitați, Tonic Show caută cel mai tonic pet. Intră pe www.tonicshow.ro și încarcă filmulețele cu animalul tău iubit la secțiunea Tonic Pet. Dacă ne convingi că ai cel mai tonic pet, ai șansa să câștigi marele premiu de 1000 de euro. În fiecare luni, 3 concurenți selectați pe baza filmelor trimise intră în competiție. Cel mai bun câștigă un loc în marea finală. Vrei ca împreună cu petul tău să câștigi 1000 de euro? Încarcă acum filmulețul tău pe www.tonicshow.ro. Unde mergi vara asta cu 1000 de euro? Serios, nu, că m-a luat așa, mă, și așa de minte mai mir de fetele cu care ies. Dar a fost primul candidat, pițiche, cel care nu iartă nimic, precum o mașină de cusut, l-ați văzut, se zbate în cușcă. Eu zic, tot timpul ăștia mici au tenul mare. Al doilea candidat în această seară la Tonic Pet, la Tonic Show, este cățelul Lisa! Ați venit cu geanta. Unde e cățel? Unde e Lisa? Unde e geanta? Unde e geanta? Asta e Lisa. Vai, ce frumos. Am crezut că vă vibrează telefonul. Dar e Lisa. Lisa spune că are numai 6 luni. 6 luni jumate. 6 luni jumate. Ce faci, Lisa? Hai, uite-o în jos. Hai, ce mamă, hai. Greu l-ați făcut. Hai, ce faci, Lisa? Din ce rasă este micuța? Yorkshire Terrier. Cum? Yorkshire Terrier, mini toy. Cum? Mini toy. Mini. Deci este ca ce? Și mașină. Dar vezi, ce acolo? La ce? Cine acolo? Cine acolo? M-a mirosit, nu-i plac parfumurile. E parfumată, așa e Lisa, am simțit că e parfumată. Are ce, cu ce parfum? Nu dați nume, dar o dați cu parfumuri, cu șampoane, cu balsam. Cu șampon, cu balsam, cu pieptănat, cu mângâiat. Nu mă luați și pe cine mine, uitam loc în lesă și cine e acolo? Cine e acolo, mami? Cine e? Uite, Nicu! Alt animal, lău, nu papă tot! Cum v-ați decis să alegeți această specie Yorkshire Mini Cabrio? E mai rea decât credeți, numai că acum e foarte fricoasă. Da, că nu e frică, zice că e foarte rea. Uite, are aici o jucărie. Ce are aici? Un moș Crăciun? Ce faci? Fiată! Să... Lisa! Dacă o aruncăm, o mai găsim? Nu pe Lisa, dacă nu o aduce, nu, ea se joacă. Fetiță, 6 ani. O aduce, numai că acum e foarte speriată. Să nu fie speriată. Nu cunoaște, dacă am lăsat-o să umble prin platou, sigur, i-ar plăcea foarte nu mult. Nu putem lăsa că ăsta micul de la tobă, maică să așa, așa, ne mai lasă numai o lună. Nu mușcă, are numai 4 dinți. A, bine. E vaccinat, are toate vaccinurile. La zi? Da. O doare, plânge după vaccin? Un pic. Un pic. Unde îi se fac vaccinurile? În centru. În ce zona corpului? Da. În... După gât. După gât. Așa. După gâtuț. Hai sus. Nu, hai sus. Hai. 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 Hai sus. Ia prăjina. Hai că poți. Hai. Uite. Hai. 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 Hai, mami. Hai sus. Nu că poți. Dă-ți o scară. Na, că am făcut-o și pe asta. Ai zis că e rău când nu-i stresată, așa? Că nu-i... Da! Ce răutate a făcut ea lui mami? Ce sunt eu, mă? Nu se șterge pe mâini pe ea, mai nu mă cita, până ca șaorma, stai nu. Îi place dacă ai mâncat șaorma. Da? Da. Ia ce papă? Mâncare de pisici. Stai, câine modificat genetic?
E ca și cum aș mânca o salată. E foarte fițoasă. E foarte fițoasă. Da. Dar tu o înveți așa. Are profil pe Facebook? Are profil? Nu. Nu. Merge în cluburi cu tine? Încă nu. Încă nu. Dar cam pe la cât ai de gând să o scoți? Pe la 11. La un an, da. Pe la un an jumate, să cunoască și ea băieți frumoși. Tot așa? Patru pezi. Cine acolo? Bravo! Da, bravo! Uite, mă! Încă o dată, cine acolo? Cine acolo? Bravo! Mami. Încă câine de vânătoare, nu? Latră! De vânătoare, nu de bombardament ăsta. Dacă aici, papagalul poate l-ar vâna. Dar am înțeles că ieșiți cu el la mistreț, la urși, la... Nu, că râd de aia de fac pe ei, până la urmă. Fii atent cum se ascunde și latră, mă! Hai! Cine e acolo? Cine e acolo, mami? Marius, nenea Marius. Latră! Știe că dau de latră. Băut. Latră! Latră! O fi și el vicios, măi! Cine e acolo? Trebuie să-l rogi mult să latre sau îi... Caută pe cineva anume la care să latre. Caută pe cineva. Exact. Draga mea, nu ți-am reținut numele ca Andreea. Ăsta. Andreea, nici nu m-am prezentat eu, Nicu. Încântată. Ești măritată. Nu. Să-ți trăiască. Dă-mi un pic să iau interviu. Ține-l acolo în poală să-l vede. Suntem la emisiunea de 3 ori Tonic Pet, alături de cea mai trendy exponată a rasei York, ziceți, doamnă. Yorkshire Terrier Mini Toy. De fapt, ea e extra Mini Toy. Ea e über extra ales unter. Ia ce coadă mică are. Să mergem aici să-i luăm interviu și mă prea stedi. Cred că e dragoste la prima vedere aici. Dragă, după emisiune. Marius, hai și ai tu interviu, că nu vrea la mine să stea, uite, numai la tine. Sau, hai, Marius. Pe când credeam că nu mai are nicio șansă să se îndrăgostească, Marius Aciu! Never say never! Marius Aciu, te rog frumos, fă-i tu interviu după principiu Lisa la Lisa. Dă-i tot jos, numai pantalonii lui. La Marius, zic. Hai, aveți grijă. Ciubaca în miniatură. Hai aici, puiule. Am vorbit acolo, eu hai mă duc aici. Să... Spune tu lui tati, spune lui tati, când ai fost... Alo! Nu mă fă să alerg în platou după tine. Hai că ți-o simți mirosul. Lisa! Lisa, du-te la moșu. Lisa, hai la moșu aici, hai sus, hai. Vezi că hai este aici. Din are Lisa. Pureci, n-are, n-are, vrea? Nu, nu vrea. Nu vrea să crezi. Nu vrea nicul. Lisa. Hai așa. Până se hotărăște Lisa să răspundă, ce o să... Nu pe gură, Nicu, ți-am mai spus. Nu pe gură că ai fumat, Nicu. Uitați-o că e plină de fond de ten. Mulțumesc, Andreea, de la machiaj. Ce ne-am bupăcit noi? Spune tu ce o să facă stăpâna ta cu banii dacă îi câștigă. Totuva. O să-i cumpărăm cele mai frumoase lucruri. Hăinițe, coșuleți, de toate. Pampers. Și multă mâncare bună. Da. Și eu ar trebui să cred asta, nu? Da. Te auzi ce te așteaptă. Răsfăți, băi, cățel, măi. Merită. Lisa. Cine? Și mustățile le faceți? Le, sau ia Lisa. Se aranjează? Sau, Lisa. Așa, nu, na. Nu-i place de... Cine acolo? Nu-i place de nenea Lisa. În mov. Lisa, hai, încă o ultimă întrebare am pentru tine. Hai încoace. Mai ușor că ai treabă nu, la probleme spune, cu spatele. Spune, dragă, mai mănânci farduri și rujuri și de alea. Da. Pupă-l pe cioc. Da. Eu zic să-l cablezi, să-ți mulțumim că ni l-ai adus aici, să ni l-a adus și când e deja vedet în oraș. Bine. Lisa, că sunt sepen, drago? Sivășen? Așa? Spune. Marius, condu frumos, da. Fetița, până să duce Nicu la cadru, că nu are steady. Mulțumim, Andreea! Să iei flori. De mâine pe www.tonicshow.ro, secțiunea Tonic Pet, o să vedeți filmulețele celor doi combatați de astăzi, Pițiche și Lisa. Puteți vota, cel mai bun să câștige publicitatea.